găsit, doamnelor și domnilor! Tare bucuroase suntem că suntem din nou în casele voastre, așa cum ne întâlnim de fiecare dată cu cele mai proaspete știri, avem noutăți, dezbatem tot felul de subiecte și important este că facem lumină în tot felul de cazuri care nici pe noi nu ne lasă să dormim noaptea. Mă bag în seamă, prima temă n-are nicio legătură cu lumina, deoarece glanda despre care tot vorbim n-a văzut lumina zilei și sperăm să nici nu o vadă vreodată în viața ei. Are legătură cu noutățile, ceea ce este minunat și mai ales cu faptul că putem înțelege în sfârșit lucruri. Domnul doctor Ionuț Sandu este medic primar în chirurgie generală și are, atenție, supra-specializare în chirurgia tiroidiană și endocrină. Domnul bine doctor, ați venit! Bună ziua! Bună ziua, cam așa e. Cam așa e, cu supra-specializare. În ultimii 10 ani cu asta mă ocup, cu glanda tiroidă și probabil ganglioniei eventual. Lumea îi spune noduli. Nu e bine, nu sunt gangli. Ba da, e bine. E bine, nu? O formațiune tumorală care se dezvoltă în glanda tiroidă, putem să o denumim gâlcă, umflătură sau cum ne vine. Bubulcătură, cum dorim. Dar medical e un nodul. Întrebare întrebătoare. Toată lumea zice când vine la o discuție de-asta, colocvial. Bă, zice, am glandă. Are dreptate. Toată lumea. Cazurile de agenezie, adică când te naști fără glandă tiroidă, sunt cu totul excepționale. Și probabil nu ajunge la vârsta adultă dacă nu e identificat rapid de un medic pediatru. Toți avem glandă tiroidă. Asta zic. Cu siguranță. Doar eu că știu alte afirmații pe care tot așa le aud. Am probleme cu tiroida. Ori la persoanele care sunt foarte slăbuțe, ori la persoanele care sunt supraponderale. Mai pufoase. Mai pufoase, da. E corect asta? Poate veni de aici? E foarte greu să spui un autodiagnostic dacă suferi de o patologie tiroidiană sau nu. Ăsta e rolul medicului endocrinolog, care și nu al șaurmeriei. Da. Investigațiile medicale simple, niște analize de sânge banale, care măsoară nivelul de hormon tiroidian. T3, T4? Corect. Și TSH. TSH. Alături de o ecografie tiroidiană făcută de un om care e rutinat în această știe investigație. Știe unde e. Știe cum unde arată e și cum arată, atât normalul cât și patologicul. Aceste două investigații, analizele de sânge și ecografia tiroidiană, în 99% din cazuri pun un diagnostic corect dacă există o patologie endocrină tiroidiană sau nu. Bun, ne spune doctorul că avem una dintre patologiile despre care ați menționat. Primul lucru pe care na, te gândești, bă, dar dacă mi-o scoate, se poate trăi fără glanda tiroidă în cazul în care e oarecum compromis în urma analizelor? În primul rând, aș vrea să punctez un lucru. Situația în care e necesară o operație de tiroidectomie totală, adică când scot toată glanda tiroidă, este ultima armă la care apelăm. Încercăm să facem o chirurgie conservatoare sau chiar proceduri ablative care să evite o intervenție chirurgicală. Dar dacă ajungem în necesitatea fără de ieșire, de a extirpa glanda tiroidă, există hormoni tiroidieni care substituie perfect funcția glandei tiroide, pentru că tiroida alt rol în afară de a produce hormonii tiroidieni menționați nu are. Nu are. Acești hormoni însă au niște roluri foarte arborescente și multe din rolurile astea nu sunt bineînțelese, dar tiroida ca organ este un izvor, un generator de hormon tiroidien. Păi haideți să dezbatem un pic și să ne povestiți, să ne explicați cam ce rol au acești. Știi ce aș întreba înainte? E o întrebare minunată. Când însă încep să de ce te duci la doctor de tiroidă? Poți să te duci pentru un control de rutină, poți să te duci dacă cineva din familia ta a avut o problemă tiroidiană și o foarte bună idee dacă știi că un părinte, un bunic sau o rudă de sânge, mai mult sau mai puțin apropiată, a avut o patologie tiroidiană, atunci e bine să te cauți tu activ. Cum? Unde exact este și cum îmi dau seama? Învățați-ne. Este o glandă situată la baza gâtului. La baza gâtului, adică aici, pun bine mâna? Da, puneți bine mâna okay. Acolo. Ce ar trebui să simt sau ce ar trebui să fie neregulă astfel încât să-mi fac greșe? Dacă simțiți ceva, dacă simțiți acest nodul, înseamnă de obicei că nodul e mare. Și atunci nu e un scenariu foarte fericit ăla în care pacientul simte singur că are un nodul. Nodulii ăștia pot fi simptomatici sau nu. Adică odată ce s-a format, un nodul tiroidian nu are alt drum decât să crească, fiindcă în general este alimentat cu niște vase de sânge. Și atunci el crește. Patologia nu e zgomotoasă. Nu, patologia nu e deloc zgomotoasă și în momentul în care apar simptomele înseamnă că acolo există un volum suficient nodular care să apese pe multele organe care trec prin gâtul omului.
poate să apese pe trahee și atunci ai o respirație mai dificilă, în general la efort. Pacientul spune, domnule, eu puteam să fac efort destul de serios, dar de la o vreme încoace... Obosesc foarte tare. Capacitatea de efort scade. Și sunt nu, și alte... Răgușești? Nu răgușești? Că am văzut și asta. Un alt lucru care trece prin spatele glandei tiroide sunt nervii recurenți, cei care mișcă corzile vocale. Fără nervii ăștia nu putem vorbi. Și atunci dacă nodulul apasă pe nervul recurent, poate să apară o răgușeală care are o particularitate. E o răgușeală care apare din senin, nu într-un context viral. Omul nu e răcit, nu are laringită, merge la orelist, îi spune că pe dinăuntru în laringe lucrurile sunt ok, și el totuși e răgușit. O răgușeală care poate să fie și asta destul de parșivă, în sensul că vine și trece. Și dacă ai făcut o ecografie tiroidiană și ai găsit un nodul, e posibil ca răgușeala să fie cauzată de o compresie nervoasă. Wow, deci mecanic. Mecanic, da. Bun. Acestea sunt simptome la nivel general sau vorbim specific? Și aș vrea să vorbim și specific despre tot ceea ce e simptomatic pentru hipertiroidism, dar și pentru hipotiroidism. Aceste simptome compresive pe care le-am enunțat și ar mai fi unul apăsarea pe esofag în momentul în care înghiți cu dificultate alimente, în general alimente mai solide. Astea sunt niște simptome locale, cauzate de o compresie locală a vecinilor glandei tiroide. Mai există o categorie de simptome date de ceea ce spuneați dumneavoastră și anume de funcția în exces sau funcția în lipsă a hormonilor tiroidieni. Dacă ai prea mult hormon tiroidian, devii hipertiroidian. Și aici sunt o pleiadă întreagă de simptome. Omul este agitat, nervos, se ceartă cu cei din jur, din temir ce. E o poveste foarte frecventă. Asta e hiper sau la hiper? La hiper, la prea mult. Îți da așa nervi. În general... Transpirații. Am văzut, eu le văd la casa de marcat. Aștept la coadă, la hipermarket și o văd. Slăbuță, transpirată, nervoasă, tremor al mâinii, în momentul în care achită. Și mă gândesc la asta. Ca om așa. Da, e un portret robot destul de pertinent al unui hipertiroidian, dar simptomatologia e înșelătoare. Dacă ai un om care are aceste simptome, are pulsul foarte mărit, este agitat, este irascibil, doarme prost și puțin și neodihnitor. Mănâncă și nu asimilează. Știți foarte multe din simptomele unei hipertiroidii, dar nu vă bănuiesc de așa ceva. Oh, nu, Doamne ajută! Pentru a certifica că de la tiroidă sunt aceste lucruri, trebuie măsura nivelul de hormon tiroidian. Dacă analizele despre care ați vorbit mai devreme. Da, niște analize banale de sânge. Dacă acolo găsim prea mult hormon, atunci de acolo e. Dacă găsim hormon normal, atunci simptomele astea nu pot fi puse în general în cârca unei hipertiroidii și atunci sunt din alte cauze. La hipo e problema, că doamnele mai pufoase tot pe glandă dau vină. Am glandă și de aia. Mănânc puțin, dar mă îngraș. E un țap ispășitor glanda tiroidă pentru orice exces ponderal. Așa, nu vreau să... Realitatea este că cam 1% din obezi sunt obezi din cauza hipotiroidismului. Deci procentul e foarte mic. Mic, foarte mic, da. Dar trebuie exclusă această patologie, pentru că dacă de acolo e, se poate trata foarte ușor, suplinind nevoia de hormon tiroidian cu pastile și atunci devii normal. Depinde dependent de ele, de la un punct încolo, trebuie să le iei toată viața sau se reglează tiroida în timp ce le luăm? Depinde de cauza care a generat hipotiroidismul. Cert e că în momentul în care faci analize unui om și constați că are prea puțin hormon tiroidian, trebuie să administrezi hormon tiroidian pentru a-i aduce funcția tiroidiană la normal. Asta este treaba endocrinologului. El este cel care se ocupă cu... Și dumneavoastră faceți asta? Nu, eu nu fac asta pentru că partea de diagnostic la mine este foarte restrânsă. Eu sunt cel care repară lucrurile, iar de diagnostic în general se ocupă medicul endocrinolog. Dar care sunt cauzele? Că ați pomenit de cauze. Ne naștem cu asta sau pe parcursul vieții, pur și simplu, nu știu, stilul de viață, ne ducem în punctul respectiv? Chefurile, nebunia, femei. Sunt foarte multe. Nu știu, da? Factori cauzali sunt puțini. Există însă mulți factori favorizanți.
Ca idee generală, așa, eu cred că nu suntem făcuți să trăim cu pedala de accelerație apăsată la podea și lucrul ăsta, bine, nu are cum să ne facă. Sunt mulți factori implicați, de la lipsa de iod până la radiațiile ionizante pe care le primim, le primim de oriunde din atmosferă sau pe investigații medicale. Cauzele sunt în general favorizante. Pentru apariția unui nodul tiroidian, cea mai importantă cauză este factorul genetic. Dacă ai moștenit o stofă, care să fie predispusă la formarea de noduli tiroidieni, atunci factorii de mediu, radiații, iod, au șanse mari să determine apariția unui nodul tiroidian. Adică îl ajută cumva, îl potențează. Dacă ești făcut dintr-o stofă care nu predispune la formarea de nodul tiroidien, atunci factorii ăștia de mediu au șanse mici sau moderate să te îmbolnăvească. Sarea iodată, pe care o găsim peste tot. E bună sau e rea? Este foarte bună. Aoleu, urlă lumea pe Facebook, toți ne-a venit sarea. Nu mai mâncați cu sare, nu mai pune sare în nimic. Iod, nu mai mâncați cu iod. Atenție, sarea e cu iod. Sare iodată. Nu, luați sare de Himalaya, care tot aia e. Situațiile în care trebuie evitat iodul din alimente sunt foarte rare și sunt specificate precis de medicul endocrinolog. Deci ăla cu nodul mănâncă sare iodată, auba? Mănâncă sare iodată. Nu mănâncă doar dacă endocrinologul îi spune nu mai mânca sare iodată. Așa. Asta este singura situație în care medicul spune tu nu mai trebuie să mai mănânci iod. Și situațiile sunt foarte, foarte rare în care oprești de la administrarea iodului alimentar. Ce face iodul ăsta? De fapt, cum ajută? Hormonii, poate, sau pur și simplu glanda tiroidă? Dă-i cu nuci, dă-i cu nuci. Hormonii tiroidieni sunt formați în mai multe etape. Asta e procesul lor de formare. Și pentru a fi produși, ei necesită iod. Elementul iod este indispensabil pentru a realiza substanța de T3 sau T4, ce discutam despre hormonii tiroidieni. Apropo despre ce discutam, spuneați la un moment dat că în zona subcarpatică populația e mai predispusă. De acolo vă vin cei mai mulți pacienți la tăiat? Mie nu prea îmi place termenul ăsta la tăiat, dar... În popor se folosește. La intervenție chirurgicală. Da, există o distribuție a frecvenței apariției nodurilor tiroidieni care este superpozabilă cu cantitatea de iod din apă. Însă, în contextul în care există o migrație populațională foarte însemnată, atunci această frecvență scade. De unde sunt eu, din zona Mușcelului, ne numeam la gușați. Adică când eram copil, satul era plin de oameni cu niște guși impresionante. Atenție, gușa endemică nu e aici. Ce unde? Poate să ajungă și acolo, dar ea inițial e la baza gâtului. Geneza la baza gâtului, deci când vă uitați la gușa endemică, gușa despre care vorbește domnul doctor, înțeleg că e aici. Da, este pur și simplu la baza gâtului. Acum, dacă crește prea mult, poate să ajungă undeva lateral către urechi, poate să ajungă, adică dimensiunile sunt impresionante. Am operat nu de mult, cred că e o lună și jumătate, o pacientă care avea o tumoră tiroidiană de vreo 30 și ceva de centimetri. Vai, adică, de capul meu! Deci, și ar trebui să aibă 30 de centimetri. Ia, gânduța! De 30 la 300? Da, în general are 4-5 centimetri un lob normal. Ea avea un nodul cu dimensiunea de 30 de centimetri, doar nodulul. Wow. Pacienta avea 30 de ani și o gușă de 30 de centimetri. Era absolut impresionantă și a fost o bucurie că S-a terminat cu bine. Apropo de asta, ce boli pot fi asociate? Mai multe femei sau mai mulți bărbați? Că întrebarea e scurtă. În general, mai multe femei. În cărțile mai vechi și care nu ar trebui luate prea mult în seamă în 2024, se spunea că patologia glandei tiroide la bărbat este o chestie foarte rară. Eu azi am operat 3 pacienți, 2 bărbați și o femeie. Există o egalizare a frecvenței pe sexe, dar deocamdată femeile sunt purtătoare mai frecvent. Dar de ce? De ce? Tot stilul... genetic, a zis.
Ne luăm după asta. Da, factorul genetic este predispozant pentru sexul feminin. E o discuție foarte amplă de ce există această egalizare pe sexe. Sunt mai multe teorii, toate sunt teorii. Cea mai îndrăzneață așa se referă la faptul că observăm cu ochiul liber că bărbații în general devin tot mai feminizați. Da. Oh, wow. Fizic, eu am observat, nu știu dacă ați observat și dumneavoastră. Am și vorbit în emisiune despre asta. Dar de unde știe tiroida cum arată efeminatul? Că e înăuntru. Nu, cred că e după stilul de viață, mă gândesc, nu? Ideea, una dintre posibilele explicații, v-am spus, vorbind despre niște teorii, pornește de la simpla constatare că frecvența tinde să se egalizeze. Trebuie să existe niște cauze pentru lucrul ăsta. Clar. Și există un grup de lucru foarte serios care încearcă să demonstreze că toată industria alimentară care folosește hormoni estrogeni pentru a crește mai repede plante, animale și ceea ce noi mâncăm, așa, are un impact în profilul hormonal al populației. Dar lucrurile sunt departe de a fi demonstrate. Așa bănuim cu toții când mergem la piață. Da. Ziceam și întrebam și mai devreme, ce boli pot fi asociate sau sunt asociate cu glanda tiroidă? Există doar anumite boli care au asocieri cu alte boli la glanda tiroidă. În general, tiroidita autoimună este asociată cu alte boli autoimune. E Hashimoto? Gen vitiligo. Când zicem tiroidita autoimună, zicem Hashimoto. Ajungem, din păcate, în ultimul stadiu. Vorbim despre cancer. Am o cunoștință care, a avut cancer la glanda tiroidă, i s-a scos de tot. Iar de atunci, stilul de viață, regimul alimentar, pastilele luate cu sfințenie, zilnic, pentru că exact cum a spus și dumneavoastră, dacă cumva se sare odată, sistemul nervos începe și se accelerează extrem de tare, devine foarte irascibil, plus că, din câte am înțeles, la un moment dat, inclusiv viața îi poate fi pusă în pericol. Dacă prietena dumneavoastră a avut un cancer tiroidian și a suferit o tiroidectomie totală, atunci trebuie să ia în fiecare dimineață câte o pastilă cu hormon tiroidian. Da, da. Dacă uită o dată, nu e nicio tragedie. O dată nu. Nu îi se întâmplă absolut nimic. Și dacă uită a doua zi, tot nu îi se întâmplă nimic. Și a treia zi, tot nu îi se întâmplă dacă nimic. Dacă vine criza în farmacie, dacă nu uită nimic o vreme mai îndelungată, atunci va face hipotiroidie. Nu e o situație fericită, desigur, dar nu e nicio dramă. Adică se poate funcționa normal. După o asemenea operație, o faci? În cât timp te recuperezi și ce nu mai ai voie să faci? Recuperarea e rapidă. Dacă vorbim despre tiroidectomie minim-invazivă, operații cu care eu mă ocup, asta înseamnă că a doua zi după intervenție pacientul pleacă acasă, poate să facă ce vrea el, mai puțin efort fizic. Nu are voie să încordeze puternic gâtul. Nu are voie să alerge, să înoate, să facă sport. Să țipe? Să țipe are voie. Asta înseamnă că și activitățile conexe, după 23, țipat, înțelegi ce vreau să spun, la ceas de seară are voie să... E efort, un anumit efort. Valetul de damă. Dacă doar țipă, n-ar fi o problemă. Dar activitatea poate să se desfășoare mai și în liniște, așa? Da. Nu, cred că, dacă nu implică niște eforturi fizice foarte ample care să... De obicei implică, mă rog, e bine să ne abținem câteva zile. Da. Și recuperarea totală, în principiu... 10 zile. La 10 zile după o tiroidectomie minim-invazivă poți să faci cam ce vrei tu. Hai, 2 săptămâni. La 2 săptămâni ești complet recuperat. Dacă nu ți-a adus un buchet de flori, înseamnă că chiar e nesimțit. 10 zile avea tot timpul, doamne iertă-mă. Deci, fără tiroidă, dacă... Doamne, nu știu, doamne. Să o luăm de la capăt cumva. Hiper e prea mult, EU e normal și hipo e... Prea puțin. Prea puțin. Prea puțin. Deci e ceva... Trebuie să o facem din hipo și hiper, EU. Echilibru. Vezi că tot vorbeam eu de echilibrul multă vreme din farmacie. Și dacă din farmacie. Dacă e criză la farmacie, e criză pe străzi. Dar țineți minte când a fost criză de cutare? Țin minte foarte bine vremea aia nefericită în care nu s-a găsit pentru o vreme hormonul tiroidian de substituție, dar e foarte puțin probabil ca vremurile astea să se întoarcă. Amin. Doamne, vă mulțumim foarte mult și pentru veștile bune. Mulțumim. Și sperăm să ne vedem ca prieteni. Adică mai o cafea, mai un buchet de flori, de astea cum se... Ar fi mai plăcut și pentru mine. Mulțumim foarte mult! Mie mi-ar plăcea să mai veniți în emisiune ca prieten, dar să ne oferiți tot felul de informații de care avem nevoie. N-auzi pentru... că ne scoate la cafea, taci din gură.
Mulțumim încă o dată, domnule doctor. Ok. Vă îmbrățișăm cu drag și mulțumim. Vin și eu, atunci e clar, mulțumim tare. Și eu vă mulțumesc, să rămână.